Hai că ne văli democrația și în Mama Rusia. Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe certificatul celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite sau noviciocul din chiloții lui Navalny, că a început și în partea ailaltă revoluția. Și cum rușii sunt buni la revoluții, atât la cele declanșate de ei, cât și la cele înăbușite de ei, iată că în peste 90 de orașe, minusurile democrației putiniene au fost mai mari decât minusurile din termometru. Se știe, deși avem ceva slânge slav, noi românii urâm pe ruși de nu intrăm nici măcar în benzinăriile lor. Știm, Putin e criminal și nu ne dă Basarabia și tezaurul înapoi. Am stabilit. Numai că europarlamentarii noștri români, curajoși, nevoie mare, au năvălit și ei cu înjurăturile la Rusia versus Navalny. Incantațiile lor războinice pot fi comparate doar cu ipocrizia corului de activiști de Partid Comunist la invadarea Cehoslovaciei în 68, ca așa zisese Ceaușescu. Desigur, urmează un mesaj al președintelui Klaus cu blablaul, cu parteneriatul strategic, cu șefii, că doar nu o să ceară grațiera lui Assange când noi n-avem voie nici măcar vize de intrare în SUA. Deja există acest post, ok. Această clasă politică a noastră indignată, patriotic, nu a reacționat niciodată cu o singură ciripitură la abuzurile și poliția politică din țara ei natală, sau la braconajul silvic, sau la cel piscicol, sau la cel al patrimoniului național. Ce vreau să zic? Nu mai cred în indignarea politicienilor români. În 30 de ani și-au tras cele mai mari salarii, cele mai mari pensii speciale și privilegii legislative. Adică, cei care au dat țeapă celor care au ales aici 30 de ani se dau acum indignați de viața și drepturile cetățenilor ruși?